Probabil foarte mulți o să vă întrebați în acest moment care-i faza cu acest videoclip. Și dragi oameni buni, țin să vă anunț că nici eu nu știu. Însă, în acest videoclip vom face ceva puțin mai special, ceva ce până acum n-am mai făcut pe acest canal. Și anume, vom face un videoclip de genul comentariile abonaților devin realitate. De ce facem acest videoclip? Pentru că acum aproximativ câteva zile, nu e chiar o săptămână de când am pus acel post pe Instagram, în care v-am rugat să-mi lăsați niște idei ce aș putea să facă luna decembrie, ce să facă luna decembrie pe canal, jocuri, idei de clipuri de Minecraft și așa mai departe. Au fost niște idei foarte interesante, ce pot să zic. Drept urmare, avem acest videoclip, așa că eu zic să-i dăm bătaie. Dar înainte de asta, vreau să vă spun că dacă acest videoclip va strânge în jur de 300 de like-uri, vom mai face videoclipuri de genul acesta, însă tot ce trebuie voi să faceți ca să apăreți într-un videoclip de acest gen, trebuie să mă urmăriți pe Instagram, să fiți atenți când voi pune un story la care puteți adăuga un comentariu. Adică o să fie efectiv acolo ad question sau o chestie de aia, mă rog, știți voi acolo unde pui pe Instagram și întrebi lumea și cu părere, că foarte mult toți românii române de vreo spalează cu părere. Intrați când o să punem un story acolo frumos, intrați pe acel story și acolo la titlu o să vedeți comentariile abonaților devin realitate, iar acolo puteți spune ce comentariu vreți voi, iar dacă o să fie unul nu neapărat interesant, cât amuzant și haios să ne distrăm, va apărea în videoclip. Așadar, acestea fiind spuse, vă urez vizionare plăcută la acest mare, mare videoclip. Îl avem aici, în prim plan, primul comentariu pe Alin, care ne spune: apilucă-te de Apex Legends. Nu știu ce însemna asta să mă apiluc de Apex Legends, dar ok, n-am să fac asta pentru că sună ciudat și nu vreau să mă aventurez. Mersi, baft acolo la apilucă-te de Apex Legends. Al doilea comentariu vine de la Ian, care ne spune: fă o pisică de zăpadă. Ok. De la Game România avem două comentarii pentru luna decembrie PUBG și pentru luna decembrie CSGO. Bă, acum lăsând gluma deoparte, ieri am postat un nou videoclip de Counter după foarte mult timp. Un videoclip pe care îl găsiți în descriere, aveți un link în descriere către acel videoclip. Vă invit să-l urmăriți pentru că a fost un clip blană blană rău de tot și dacă o să reușiți să facem acel videoclip 100 de like-uri, vă promit că o să fac videoclipuri și mai șmechere de Counter, așa că băgați acolo un mare, mare like. Ines Stancu ne spune să oferim cadouri tuturor haiducilor, ceea ce ar însemna că aș pierde extrem de mult timp și ar trebui să mă duc la baza fiecăruia din nou să pun un chest să fac... prea multă bătaie de cap, dude. Bineînțeles că nu putea să lipsească o moderatoare din acest videoclip, așa că Georgiana ne-a spus că nu ne lasă niciun comentariu. Dar cred că știm că îi scoate moderatorul. Ce? Următorul comentariu este de la Ionuț, care ne spune: încearcă să-ți aduci aminte de jocurile copilăriei. Mă, dacă stau să mă gândesc, în copilărie, în copilăria mea când eram gen mic, pentru că nici acum nu sunt mare, dar gen când eram mai mic decât sunt acum, țin minte că mă jucam foarte mult Snake, jocul ăla de pe telefon cu șarpele. Și aveam pe calculator un joc ceva cu niște păsări care zburau prin spațiu și aveau rachete și trebuia să împuști rachetele alea și cumva cu niște planete pe acolo și era mișto jocul, nu mai știu cum se numește, dar dacă o să-l găsesc o să vă pun un screenshot pe ecran sau ceva de genul ăsta. Iată-l și pe Dark, care ne-a spus să băgăm 10 shot-uri talpă. A fost experiență de netrate, nu vreau să mai trăiesc niciodată. Avem pe Larisa, care ne spune: cântă și tu, Colin, de la Ușa Haiducilor, cum a făcut Blue în sezonul 1. Da, din păcate eu nu prea am fost
bine primit, ce să zic. Și ultimul comentariu din acest videoclip vine de la Brasla Educelor Fan pe aici, care ne spune că e Black Friday. Da, mai bun, cam atât ar fi cu acest videoclip. Eu sper că v-a plăcut. Știu că este un videoclip scurt pentru că nu prea am ce să pun foarte multe chestiuțe. Este un clip amuzant, sper că v-ați distras, sper că ați râs. A fost un clip destul de interesant. Țin să menționez faptul că genul acesta de videoclipuri se vor face doar cu comentariile de pe Instagram, așa că, la fel cum am spus și la începutul videoclipului, dacă vreți să apăreți în următorul videoclip din această serie, cred că va fi, nu sunt 100% sigur, dar cred, intrați acolo pe Instagram și lăsați un follow, iar în momentul în care voi pune un story cu comentariile abonaților Devin Realitate 2, atunci veți putea comenta acolo și comentariile din acel story o să ajungă cel mai probabil în următorul clip. Eu am fost Dani și ne auzim la următorul episod. Bye bye!